Salutare, oameni buni! Pentru astăzi, ziua de marți, 29 decembrie, o să dau un bilet la pariuri. Avem meciuri din Premier League și din Spania, La Liga, reia campionatul în Spania, în timp ce englezii știm că nu fac pauză aproape deloc. Premier League, am ales pentru astăzi Arsenal, care am văzut-o reușind să iasă din seria dezastru de 7 meciuri fără victorie. Etapa trecută a câștigat cu Chelsea 3-1, a fost o victorie incredibilă. Noi vor avea pe Willian și pe David Luiz și pe Gabriel, care au făcut coronavirus, au contractat coronavirusul. La Brighton doar 2-3 absențe, la Lana, Izquierdo, Andone, nu e cine știe ce. Brighton foarte slabă, vecină de clasament. Arsenal o formă îngrozitoare cu 15, doar 17 puncte, 5 victorii din 15 etape și 2 egaluri. În ultimele 10 meciuri nu prea a marcat goluri, a marcat cu Chelsea, în care a dat 3 goluri. Le-a mai crescut media de goluri. Nu o să marcheze foarte mult, dar cred că v-am dat gol cu Brighton. Brighton totuși a avut egaluri multe, 2. Un rezultat de 0-0 în care n-a primit gol în ultimele 5 meciuri, în rest în toate a primit gol. Arsenal marchează la cotă de 1-22. Marchează la 1-22. Următorul meci tot din Anglia, Man United cu Wolves. Man United, echipă care chiar a jucat foarte bine sezonul ăsta, a avut multe meciuri în campionat, vorbesc, în care a câștigat și a marcat de foarte multe ori cel puțin 2 goluri. A doua echipă în clasamentul al echipelor care au dat cele mai multe meciuri, au avut cele mai multe meciuri cu peste 2,5 goluri, este pe 2, cu 10 meciuri de peste, 4 sub. Clar, au avut super multe victorii și 3 victorii, 2 egaluri cu City, cel 0-0, un rezultat bun pentru ei, și cu Leicester acum ultima etapă 2-2, a fost un joc tot așa foarte deschis. Wolves e o echipă foarte slabă, anul ăsta a scăzut mult de față de anul trecut, are 6 victorii, 6 înfrângeri. Oscilează mult, marchează foarte greu goluri, 15 goluri date până acum, 20 primite, e o echipă modestă, echipă clar care doar face joc defensiv, nu mai are de experimentat, Moutinho la mijloc, dar Moutinho e prea depășit, adică se mișcă foarte greu și nu mai aduce o mare viteză jocului. A avut 3 înfrângeri în ultimele 5 etape, doar o victorie, în ultimele 10 etape doar 3 victorii și 3 egaluri, 10 goluri date, 13 primite, nu primește foarte multe, dar cred că United va fi peste ei astăzi. O să joc Man United câștigă minim o repriză. Prima repriză 1 sau doar repriză 1 la cotă de 1.36. Apoi din Spania, meciul între Barcelona și Eibar. Barcelona clar mult slăbită anul ăsta. Messi a fost anunțat rezervă, îl va menaja, dar la cei de la Eibar sunt foarte multe absențe. Eibar a avut niște meciuri foarte bune, dar acum în ultimele două am văzut că au înregistrat 2 înfrângeri. Și la Barça vor lăsi Messi, Fati, Piqué, Roberto, probabil o victorie a Barcelonei. Ultimele două meciuri, cum am zis, Eibar a pierdut și a primit câte 3, respectiv 2 goluri. E clar, probabil datorită acestor infectări cu COVID. Cel mai probabil va fi o victorie a Barcelonei, pentru că totuși la Barça mai sunt un Coutinho, mai este Pjanic, o să joace Braithwaite probabil cu Griezmann și cred că vor fi măcar 2 goluri, joc 2-5 goluri. La o cotă de 1.30, dacă bate Barcelona, cred că bate un 3-0, 4-0, nu cam 2-5 goluri la meciul ăsta. Și la Sevilla cu Villarreal, un meci echilibrat, un meci de două echipe care se vor bate pentru un loc de Champions League. Pe 4 e Villarreal, Sevilla e pe 6. Sevilla a avut meciul cu foarte puține goluri, la fel și Villarreal, egaluri cu scorul de 1-1 multe. Și pentru Villarreal, victorii când a bătut două meci, două goluri marcate. A fost un 3-1 cu Rennes în Champions League, în campionat a avut doar un Villarreal, 1-0 cu Sivasspor în Champions League, în campionat iar 3 egaluri cu Real Madrid, cu Sociedad, cu doar un gol marcat. În campionat cu Osasuna a mai dat un 3-1, cu Bilbao iată din nou un meci slab, 1-1. Deci nu marchează prea mult niciuna, nici altă, nici Sevilla. O să jucăm un pariu pe 0-3 goluri aici la o cotă de 1-27. Din aceste 4 meciuri facem o cotă de 2-74. Nu e o cotă foarte mare, sunt meciuri ciudate, meciuri destul de grele. Asta e biletul pentru ziua de marți, 29 decembrie. Mersi de atenție, baftă la pariuri!